Salutare, prieteni! Suntem aici în perioada de transferuri, iar dacă Nea Gigi vrea în Champions League, trebuie să ne dea bani, pentru că nu mai avem decât 200.000 de euro. Să vedem ce decide Nea Gigi, ori îi cerem bani, ori vindem ceva jucători. Deci aș vrea vreo 2 milioane de la el, plus ce mai vindem. Pentru că știm că Nea Gigi vrea în Champions League, banii din Champions League mai ales, haide să vedem ce putem vinde, pentru că nu avem bani și vreau să aduc ceva jucători, sau să vindem ceva jucători. Da, asta să vă arăt, pentru că sunt mulți jucători care vor să plece, pentru că nu au jucat. Balon, Boga, Kevin Boli, Brevald, Leon Morales și Hamrun. Asta chiar vrea să plece, ăștia la fel. Și eu chiar nu mă împotrivesc, dacă îi cumpără cineva, îi dau, haide să-l punem și pe Hamrun. Așa, ce am mai putea vinde noi? O să mă gândesc bine, o să dăm și un jucător important, poate Stanciu, 6 milioane jumate, îl punem acolo, o să vedem ce oferte primim. Ce-i drept Marica, pentru că nici nu-și prelungește contractul. Asta e un semn nu prea bun, deci eu zic să-l dăm, măcar poate scoatem ceva bani pe el. Ce ar mai fi pe aici? Un Cilovic, pentru că nu e român, vrea să scap și de străin. În primul rând. Să-i dau și pe ăștia, sau măcar încerc să-i dau Muniru, la fel. Driver și el zicea că vrea să plece. Avem nevoie de bani. Al Senat și el. Bogra, la fel. Kevin Boli. Nu e fundaj rău, dar dacă vrea să plece, nu mă potrivesc. La fel, nici ăsta nu e jucător rău, dar nu prea a avut șanse. Keita la fel, foarte tânăr, dar asta este, aici avem o grămadă de jucători care i-am pus deja, sper să primi oferte, haide să simulăm cel puțin o zi, avem o primă ofertă pentru Hamrun de la Dinamo, vreau să-i mai chinui un pic pe cei de la Dinamo, să pluseze pentru Hamrun. Nea Gigi ne dă doar 1.200.000, e zgârcit tare Nea Gigi, dar asta este, da, aici pentru Ștefan Radu ăștia vor 12.500.000, dar noi o să dăm suma asta pentru că aici la shortlist îl avem pe Ștefan Radu, dați așa să-l găsesc și el este în ultimele 5 luni. Deci putem să-i oferim un contract baban și poate vine la noi. Dar momentan nu avem prea mulți bani, asta este problema. După ce o să vindem ceva jucători, o să facem. Dar sta să vedem dacă putem încerca pentru el. No. Momentan tot nu putem. După ce vindem ceva jucători, o să încercăm. Ofertă și de la Sassuolo, haide să plusăm la 1.700.000. Nu uitați, dacă vă place, să dați un like pentru a continua seria asta. Se pare că Dinamo vrea să dea 1.600.000, așa că de ce nu? O să-l dăm și la Dinamo. Mai facem câteva antrenamente, avem un nou meci cu Dinamo. Da, a plecat și Hamrun. A
Haideți să vedem ce jucător ne mai aduce asta. Ceva jucători din România am cerut. Flaviu Codreanu. Haideți să semnăm cu el. Pare de viitor. Cristiano Laro, deja 17 ani, nu mă interesează. Acum, haideți să facem aici ceva. Să și aducem ceva jucători, nu? Am băgat aici ceva jucători. Cum puteți vedea. În primul rând, aș vrea să-l aduc pe Vătăjelu. Vătăjelu ar fi un super fundaș stânga pentru noi. Aș vrea să dau un jucător la schimb, ce-i drept. Haideți să vedem, poate pe Carp. Și vreau 200.000. Poate acceptă. Ștefan Radu are, putem să-l aducem. Cere, are un salariu cam colosal, nu ne băgăm prea mare. Sau Cristian Ganea. Asta mi-ar place, iară tare mult. Să dăm 700.000 plus un jucător ca și Brevold, pentru că nu am nevoie de Brevold. Și așa vrea să plece, deci Silviu Lung, Pantilimon Tătărușanu sau Bălgrădeanu, unul dintre portari. Poate va veni. Sunt cam scump, ce-i drept. Poate Bălgrădean este mai ieftin. Ăștia doi sigur sunt foarte scumpi. Bogdan Stancu, care am încercat să-l aducem și în vară, expiră și lui contractul. Ăstuia chiar vrea să-i dau un contract bun. Sper să vină în vară și să atacăm Champions League cu Bogdan Stancu, Motanul. Claudiu Chieșeru, iară, ce revenire ar fi și el, dar dacă-l aducem pe Stancu e foarte bine, e și mai tânăr. Deci, Andrei Ivan. Cred că ne-am dorit să-l aducem pe Andrei Ivan și nu s-a putut. Mai facem o ofertă acum de 2 milioane de euro. Să vedem dacă se poate. Mai avem ceva jucători acolo, o să vedem. Avem meciul cu Dinamo, suntem pe primul loc, așa că trebuie să câștigăm, suntem la 7 puncte de viitorul, trebuie să ne menținem acolo. Un nou derby, Dinamo Steaua, în speranța de a ajunge în Champions League, trebuie să câștigăm și aici la Dinamo, pentru a nu pierde din avantaj. Stanciu, mai departe pentru Ciu, centrare bună pentru Dairo. Pinge Hollis. Săpunaru, trece bine Săpunaru. Fundaș central, acest Săpunaru centrează în careu, Tănase, 1-0 pentru Steaua. Cât de ușoare au devenit meciurile cu Dinamo. Săpunaru, fundaș central, ajuns în locaș. Centrează foarte bine pentru Tănase și este 1-0. Ce echipă bună am devenit, plus dacă mai aducem ceva jucători să ne întărească, e foarte bine. Enache, mai departe acum, pentru Tosca. Frumoasă faza Stelei, au surprins pe cei de la Dinamo, însă Tosca nu mai poate pasa acolo. Super fază. Vedem 5 goluri pentru Tănase. Stanciu, cât de frumos trece. Stanciu scoate în dreapta la Kipciu. Acesta înapoi la Stanciu. Șut prost, rău, prost. Fază frumoasă, însă nu știu ce a fost cu șutul ăla. De obicei are șuturi bune. Dinamo un atac prin Anton. Batin, blocat de Tosca, no? Șutul lui Batin! Caz de bună! Intră Adrian Popa și Alberto De Luca, jucătorul de 16 ani, italian. Mai băgăm o repriză în acest derby să se acomodeze cu derbiurile. Să fie un adevărat lider peste 4 ani. Moreno.
Moreno. Tosca acum așteaptă urcarea lui Stanciu. Stanciu, centrarea acestuia. Respinge Tuia. Ciupciu. Ciupciu trece bine centrarea acestuia. Stanciu! Bara lui Stanciu. Și cu capul, și cu picioarele, și cu tot. Este senzațional băiatul ăsta. Să vedem ce oferte primi pentru el, pentru că va fi greu de dat. O să ne despărțim cu greu de el. Șansă pentru Anton în partea stângă. Anton. Anton centrează. Șuta lui Sherban peste el. Finalizare ratată. A vrut să rupă plasa. Însă nu i-a ieșit. Steaua are posesia. Alberto De Luca. 16 ani pentru Alberto, centrează pentru Stanciu, bară gol. Bravo Alberto De Lucas. Un nou gol al Stanciu. Are o grămadă de gol deja Stanciu. Facem 2-0 cu Dinamo. Recuperare bună acum, Popa, Popa, Stanciu din nou. Stanciu e senzațional, e pe tot terenul. Cine îl poate opri pe Stanciu? Absolut nimeni. Poate doar o ofertă bună de la o echipă și să plece, să scape echipele din Liga 1 de el. Poate doar așa. Lairo Moreno, pasă pentru Chipciu, șutul acestuia. Noire acum. Noire centrează. Respinge prost Tenache. Gol Hanca. Dinamo reușește să scrie în minutul 90. Am și reușit. Când am văzut ce gaf a făcut Tenache, trebuia el să gafeze, dar a făcut un meci bun, așa că îl iertăm. Sergiu Hanca. Are 44 pe tricou, la fel ca și Inache. Ăștia s-au vorbit, sigur. Chipciu pentru Dairo Moreno. Dairo nu poate trece. Sper să se termine așa. Dinamo este periculoasă, Bitfalvi. No, no, nu se poate. Ești acolo cu o jucare. Câștigăm 3 puncte foarte, foarte importante aici la Dinamo. Și mergem mai departe, mai facem câteva, sau mai încercăm să facem câteva transferuri pentru zilele astea și oprim episodul ăsta aici, pentru că vreau să iasă câteva episoade. Haideți să mai trecem de o zi, două. Craiova acceptă și e foarte, foarte bine. Le dăm un salariu baban lui Vătăjelu. Are o formă slabă, îl facem noi să aibă și o formă bună, foarte bine. A, nu mă interesează asta. Vrei să joci, o să play de fapt. Acceptă și pentru Andrei Ivan. Super bine. Ar fi dacă am aduce ăștia doi jucători de la Craiova. Viitorul. Nu mai avem nevoie de Gania dacă l-aducem pe Vătăjelu. Foarte, foarte bine. Avem ofertă pentru PAP. 3.500, e cam puțin. Ai mărit la 5.500 și poate, poate. Everton totuși. Poate ar trebui să lăsăm să plece. E, Paul PAP. Vătăjelu este primul jucător care vine. Foarte bine. Andrei Ivan se pare că se mai gândește. Da, nu-i convine ceva lui Andrei Ivan. Haide să-i dăm cât putem noi de mult. Trebuie să vii și tu, Andrei Ivan.
Haideți să-l punem și pe noul nostru fundaș stânga, Vatajelo. Chiar îmi place băiatul ăsta și în realitate e foarte, foarte bun. 64 over, dar are doar 22 de ani. Va crește mult, are viteză bună. Shoot power 73, foarte, foarte bun. Poate juca și mijloca stânga. Jucător foarte tineri avem. Sper să vină și Ivan. Și dacă vine și Ivan, o să-l dau pe Dairo Moreno sau pe Marica. O să simulez meciul ăsta. Trei la 2 Săpunaru și Marica, două goluri. Să spuneți și voi în comentarii dacă e o sumă bună pentru PAP. Eu zic sincer că nu prea. Andrei Ivan continuă să refuze. Ce nu-i convine lui Andrei Ivan? Da, nu crede în actualul rol pe care i-l-am dat. O să-i dăm ceva mai slab atunci. Dacă ție nu-ți convine rolul. Și cam atâta pentru acest episod. Ne vedem în episodul următor. Mai facem ceva transferul. Mai avem mulți jucători pe care vreau să-i aduc. Însă trebuie să vindem ceva. Pentru că nea Gigi nu prea ne-a dat bani. Vedem aici ce jucători mai avem de adus. Sau să încercăm pe Răzvan Marin, Mateiu, poate Zubir. Sper să vină însă Andrei Ivan și Stancu. Ce s-a întâmplat cu Stancu, are? Ia să vedem. Mi-a dat răspuns, are? Avem ofertă pentru Carja, o să-l dăm, are 33 de ani totuși. Very unhappy. Și poate îl vom da și pe el să facem rost de bani. Haide să vedem ce s-a întâmplat cu Stancu. Nu ne arată. O să vedem noi în episodul următor, însă ne oprim aici, suntem la 10 puncte de Astra spre un nou titlu care este foarte, foarte aproape. Nu uitați să dați și voi un like, ne vedem data viitoare!